La sfârșitul lunii decembrie 2019, guvernul Orban a eliminat suprataxarea contractelor part-time, revenindu-se la sistemul de impozitare din august 2017. În acel sistem, aplicarea contribuțiilor sociale se făcea proporțional cu dimensiunea venitului pentru norma fracționată de muncă. Noile prevederi se aplică începând cu veniturile lunii ianuarie acestui an, când se vor plăti la stat taxe în mod proporțional cu veniturile obținute. Până acum, pentru acești salariați, trebuia plătit la stat contribuțiile de sănătate și contribuțiile sociale de sănătate ca pentru salariul minim brut pe țară, deși salariații obțineau venituri sub salariul respectiv. În felul acesta exista o anomalie ca o persoană care, de exemplu, câștiga în regim part-time 1.000 de lei să plătească taxe identice ca pentru angajații plătiți cu 2.000 de lei. În baza unui contract full-time, se înțelege. Guvernul a introdus această măsură pentru a descuraja munca la gri, adică munca aceea pe care angajatorii care încheiau contracte de muncă cu o normă parțială, de fapt pentru o normă reală întreagă, o făceau pentru a plăti statului taxe mai mici. Contribuția socială de sănătate are în anul 2020 o cotă de 25%, iar contribuția de sănătate are o cotă de 10%. Ambele sunt datorate de salariat. În afară de aceste două, salariatul mai datorează impozitul pe venit în cuantum de 10% și angajatorul mai datorează contribuția pentru muncă, cea de 2,25%. Achitarea contribuției de sănătate pentru salariați permite, la îndeplinirea condițiilor legale, solicitarea pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate, a pensiei anticipate parțiale, a pensiei de invaliditate sau a pensiei de urmaș, precum și biletele tratament balnear, bilete de odihnă sau ajutor de deces. Achitarea contribuției sociale de sănătate înseamnă, pentru salariați, accesul la pachetul de bază de servicii medicale publice, consultații, spitalizare, tratamente, asistență de urgență, dispozitive medicale sau medicamente compensate. Salariul minim pe țară are în anul 2020 un cuantum de 2.230 de lei față de 2.080 de lei în 2019. Pe lângă această valoare de bază, mai funcționează simultan încă două salarii minime. Salariul minim brut diferențiat pentru cei cu studii superioare, care este de 2.350 de lei, și salariul minim brut diferențiat pentru domeniul construcțiilor, care este de 3.000 de lei.